armata barbare și țin loc cea mai bună cavalerie a Imperiului. Observă mai bine terenul. Mi-e frică de o cursă, am trimis cercetași în defilem. Cercetași? De ce? Ți-e frică de adunătura asta de sălbateci? Uită-te la stânci și ai să înțelegi. Eu nu văd nimic. Îți ordon să ataci. Norocul ajută pe cei îndrăzneți. Pe răspunderea ta, Fuscus. La ta! Thank you.
pot admite ca o legiune ca a voastră să fie învinsă. Voi ați fugit ca niște lași. V-ați lăsat pe câmp până și stindardul pe care Cezar l-a predat în anul înființării voastre. Rușine vouă! Ați abandonat inamicului cadavru șefului vostru, generalul Severus. Generalul Severus avea încredere în voi. El și-a bazat atacul pe al vostru curaj. Desigur, planul lui îmi părea temerar și eu m-am opus. Dar niciodată el nu s-a îndoit că nu o să răspundeți la apel cu elanul și bravura necesară. Pentru că era entuziast, am cedat. Acum o regret. Vă consider trădători. Meritați o pedeapsă. Cea mai grea. Legiunea de la Rin va fi decimată. Veți începe numărătoarea. Primul să fie el. Acum aveți bine, Fuscus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. În sfârșit ai hotărât să trăiești. Mult a durat. Ți-e foame? Uite,
Da. Da-l tot. Vezi că e fierbinte. E vin amestecat cu sânge de urs. Destul cu lenea. Hai, în picioare. Îți place carnea de urs? Da. Am auzit că la Roma mâncați limte pe un. Și ce mai facem noi la Roma? Tot felul de ticăloșii. De ce m-ai îngrijit? Nu te privește. Odată a căzut din vârf unei stânci și a rupt piciorul. Eu l-am îngrijit. Strângea din dinți ca să nu plângă. Sunt ale lui? Nu mă întreba. Hai, vino. Nu crezi că oamenii trebuie să trăiască și să fie fericiți? Nu m-am gândit. Până acum n-am fost decât soldat. Ridică-te. Pământul are puterea ascunse. Și tu ești încă slab. De ce te-ai îmbrăcat așa? Am făcut rău, am găsit în colibă. Nu te supăra. Să nu mai umbli singur. Poți fi văzut. Unde suntem aici? Pentru ce? Tu vrei să pleci? E singurul lucru la care nu m-am gândit de când sunt cu tine. Voi, romani, unde vă duceți după moarte? Este o legendă. Un fluviu, o luntre, dar nu știu să fi revenit cineva de acolo. El va reveni. Cine? Fratele meu. Cotizo? Thank you.
Meda. 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 Iată-ne din nou împreună, generale Severus. Să mergem la Decebal. Genunchi, câine. Asta s-o faci tu. Lasă-le singuri. Iată, m-a dus aici ca prizonierul tău, Decebal. Pare obosit. Foarte obosit. De ce te uiți așa la mine? Ce vrei tu, să trădezi? Să comand cavaleria atacă? Nici ultimul roman n-ar face-o. Nu, nu, nu! Chiar tu m-ai disprețui. Am avut un singur băiat, Severus. Când ai venit la noi, Cotis o trăia. Știam că va trebui să moară dacă începe acest război. Semănați. Ești curat, Severus. Și cinstit ca și el. Atunci, noaptea aceea, când între noi doi se hotăra soarta copilului meu, am nădăjduit. Nu te-am putut ruga, pentru că era vorba doar de copilul meu. Acum e vorba de tot. Și te rog. Vreau să te ajut, Decebal. Ce pot face pentru tine? Convinge-l pe Domitian să înceapă tratative. Îmi trebuie timp. Nu, nu. Timp. Nu, e imposibil. Legiunile sunt neplătite de mult. Sunt nemulțumite. Dacă îți dau drumul, ce ai să faci? Datoria. Tu mă înțelegi, Decebal? Ial. Meda mi-a spus că se va ruga zeilor ca să scap cu viață. Și eu aș vrea să scap cu viață, băiatul meu. Și să nu ne întâlnim mâine. Hei! Duceți-l pe fiul lui Zoltes. E liber să meargă la ei săi. Thank you.
ești gânditor, stăpâne. Severus! Prietene, de unde vii? Du-te. Pentru ce mi-ai decimat legiunea? Pentru ce l-ai ucis pe Marcus? Pentru că știa prea multe. Severus, a sosit timpul ca soldatul virtuos care ești să devină un șef. Implacabil și tare. Un stăpân. Roma are nevoie de un biș și de mâini foarte tari. De ce l-ai ucis pe Marcus? Marcus, Marcus, dar cine? Nu-l cunosc. Niciodată nu l-am văzut. Ți-a salvat viața la Argidava. Severus, m-am săturat să cucerezi victorii pentru alții. Pentru niște imbecili și retragați. Eu, Fuscus, am făcut doi împărați. Vespasian și Domitian. E de ajuns. Acum e momentul ca aici, în Dacia, legiunile să aleagă pe un al treilea. Un împărat care să revină la Roma plin de glorie, plin de aur, cu Decebal legat de carul lui. Un împărat care să risipească pâine și jocuri de circ pentru plebe. Un împărat care să împingă și mai departe frontiera Imperiului și în fața căruia toată lumea va tremura. Sărmane, Fuscus. Ești un prost, Severus. Ațius avea aceleași ambiții. Și știi pentru ce? Fiindcă tata era dac și nu dorea decât să-și apere poporul și să nu-l lase târât în sclavie. Ah, da. Acum înțeleg de ce se opunea acestui război. Îmi pare bine că a murit. Destui, stăpâni. Acum am în mână 12 legiuni. Ațius străin vrea înfrângerea lui Domitian. Ațius mort vrea victoria lui Fuscus. Nu-mi pasă că tatăl tău a fost dac. De mâine ești guvernatorul Daciei. Totul e străin de mine. Severus! Te disprețuiesc. Și țin loc cea mai bună cavalerie a Imperiului. Observă mai bine terenul. Mi-e frică de o cursă. Am trimis cercetași în defileu. Cercetași? De ce? Ți-e frică de adunătura asta de sălbateci? Uită-te la stânci și ai să înțelegi. Eu nu văd nimic. Îți ordon să ataci. Norocul ajută pe cei îndrăzneți. Pe răspunderea ta, Fuscus. Nenorocirea. Viteazul Fuscus a căzut într-o capcană a barbarilor. Sufer. Zelul său i-a fost fatal. Voia să facă totul cu mâinile sale. Îi vom consacra un cânt în poezie.